Din aliați, Cătălin Cherecheș și Gabriel Zetea s-au transformat în doi politicieni care au ajuns să-și adreseze reproșuri aspre. Dialogul nu este cunoscut de către Cătălin Cherecheș, a afirmat Zetea în cadrul ședinței politice desfășurată ieri în biroul președintelui Consiliului Județean. Domnule primar, dacă îmi permiteți și dacă pot să continui să mai dau un mesaj, mulțumesc mult. Faceți ce vreți. Cum are, așa o să și facem. Lasă-i. S-au întrerupt și au vorbit în paralel aproape pe toată durata întâlnirii, excluderea primăriilor care nu se conformează cerințelor proiectului sistem de management integrat fiind scânteia care a încins spiritele. Facem acest lucru. Eu știu, domnule primar, că dumneavoastră nu sunteți obișnuiți să aveți dialog în Consiliul Local. Spuneți-mi cum îi convingem. Obișnuiți să avem dacă discuții cu administrațiile locale, vă rog în continuare. Eu știu că dumneavoastră funcționați prin excluderi, dar totuși, cum îi convingem? Dați-mi că totuși suntem într-un dialog. Spuneți-mi cum îi convingem pe toți și dacă ne convingem, ce facem? Vă rog să aveți suficient respect și să nu confundați această. Dar nu e vorba de aici de respect sau nu respect. Este vorba de muncă aici și de cum facem niște lucruri pozitive. Despre asta e vorba. Vreau să vă întreb cum facem să lucrăm. Dar aici și cum facem să rezolvăm probleme? Consiliul Județean Maramureș vorbim de democrație. Problema este cum rezolvăm probleme. Bun, da. Din democrație se poate întâmpla ca cineva să nu fie de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Dar din dialog nu toți trebuie să fie de acord. Un cuvânt necunoscut dumneavoastră. Din dialog s-ar putea ca cineva să nu fie de acord. Cum procedați legal? A urmat apoi alte contre, de această dată pe tema cofinanțării proiectelor europene. Cofinanțările nu sunt nu se întorc. Cofinanțările nu sunt rambursabile. Din acest punct de vedere. Cofinanțarea, domnule vicepreședinte, cofinanțarea. O să vă rog, sunteți oaspete. Dar este totuși cofinanțarea. Explicați-ne să înțeleagă oamenii. Poate înțeleg și eu mai bine. Totuși cofinanțarea se dă înapoi de undeva? Ați putea să aveți totuși. Dar nu mi explicați și mie cum e cu cofinanțarea. Ați putea să aveți. Vă dă cineva bani înapoi pentru cofinanțare? Nu cred. Aveți, domnule, că de-aia e cofinanțare. Având în vedere că sunteți. Aveți oaspete, o cotă, nu sunt oaspete. Nu sunt oaspete. Și nici nu. Poate dumneavoastră sunteți oaspete aici. Vă ascult, vorbiți. Cred că trebuie să explicați corect și să nu dezinformați. Cofinanțarea este o obligație a Consiliului Județean și nu se dă de nimeni înapoi. Și subiectul investiției de la aeroport a încins spiritele între cei doi politicieni care în trecut au bătut palma și și-au exprimat susținerea reciprocă. De aeroport, aș vrea să vă spun cât de eronați. Dar eu cred că domnul președinte este cel care Haideți să vorbim pe rând, fiecare ne terminăm ideile și toți avem timp să... Noi am văzut în presă că s-au început lucrările, am văzut utilajele care sapă și vreau să știm cine le plătește. Vorbim despre SMID. Ne-a spus despre aeroport. Cum facem cu... Țineți o linie, domn primar, nu săriți la subiect. Ce facem cu lucrările care sunt efectuate acolo? Pentru că nu vreau să fie afectată de o problemă majoră această... Încă o dată, domn primar, vorbim despre un proiect la aeroport gestionat de către BG Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare, la care Consiliul Județean Maramureș a avut o parte de cofinanțare, 2% de obicei, cum au autoritățile locale pe proiectele europene. Ați venit aici în Consiliul Județean să încercați să ne certați pe niște lucruri. Păi vă cer pentru că aeroportul Baia Mare este cel mai important în dezvoltarea municipiului Baia Mare. Haideți să deocamdată știu că de 4 ani nu ne răspundeți la presa, nu ne răspundeți. Spuneți-ne că dumneavoastră răspundeți de aeroport. Nu sunteți mandatat de domnul președinte. De ce nu ne-ați răspuns? De ce nu ne-ați răspuns solicitării noastre? Și oferte noastre de a participa și noi la acest proiect. Aeroporturile în România sunt în subordinea Consiliilor Județene și nu în subordinea. Dar n-aveați obligația legală în 30 de zile să ne răspundeți? Dar nu am primit nicio adresă la noastră, domnule primar. O să vă arăt, înseamnă că poșta nu va ajunge. Spiritele au încercat să fie calmate atât de președintele Consiliului Județean, cât și de liberalul Felician Cerneștean, pe acesta din urmă Gabriel Zetea întrebându-l cât se poate de serios dacă se calmează.